Eram ascultător în mare parte, dacă e să vorbim de vârsta mai fragedă, da, fiindcă normal când apare adolescența, va deveni mai rebel, dar în principiu eram ascultător și disciplinat, îmi plăcea să, în clasele primare cel puțin îmi plăcea să învăț și cumva aveam și tendința asta sau atracția asta față de partea financiară. Eu îmi amintesc când la sărbători, de la părinți, de la bunei, de la rude, mai primeam careva bani în calitate de cadou. Nu mă grăbeam să-i cheltuiesc și acum îmi amintesc că aveam o foaie în care era menționat veniturile și acolo scriam că 5 lei sau 2 lei sau 10 lei cheltuieli în caz că am luat de acolo și am cheltuit pentru ceva și respectiv cât a rămas. Și acta eu de fiecare dată când apăreau careva bănuți sau plecau de acolo din pușcăriță careva bănuți, eu aveam acea mea mini contabilitate în care eu ducem evidența cât intră, cât pleacă și normal că nu era vorba de sume foarte și foarte impunătoare, era vorba acolo de câteva zeci de lei, dar de atunci așa îmi plăcea mie să mă organizez, să spunem așa, din punct de vedere financiar. Cariera în domeniul pieților financiare nu a fost una planificată, a fost una spontană. Eu de fapt activam în alt domeniu în acel moment când am auzit și am aflat despre Double Case. Absolut ca toți, ca majoritatea traderilor care ajung la noi, a venit să fac cunoștință cu aceste patru lecții teoretice în care sunt foarte accesibile și pe înțelesul tuturor, inclusiv și pe înțelesul meu a fost chiar dacă nu avem la acel moment careva studii economice. Ca să înțeleg că vreau cu asta să mă ocup mai departe și spunem așa, dintr-o pur întâmplare pentru mine Double Case a fost, spunem așa, o răscruce. Eu am schimbat absolut total vectorul și domeniul în care activez și până ziua de azi. Spun că cineva anume mă inspiră, eu cred că valorile care le avem ne inspiră cel mai mult. Pentru mine asta e familia mea, la care mă gândesc foarte mult și în principiu ea este motivație pentru mine, fetița mea, viitorul fetiței mele, în principiu asta pe mine mă inspiră cel mai mult și în ultimul rând și bineînțeles că și dorințele și aspirațiile care le avem de a avea un nivel de trai cât mai dezvoltat. Ideea de a trăi frumos ca în filme, asta nu numai în filme, poate fi și în realitate, tot în mâinile noastre. Inițial când am venit să învăț domeniul, nu am avut în plan să fiu consultant financiar. Inițial a fost ideea de a deveni trader. Am și devenit, am activat. Pe parcurs am înțeles că domeniul îmi place mult mai mult de atât. Am înțeles că domeniul mi-o oferă și mult timp liber care aș putea să-l valorific în același timp. Și uite așa mi-a venit și ideea de consultant financiar, fiindcă așa manieră am ajuns, da, în calitate de director de oficiu. În primul rând, primele investiții care trebuie să le fac un viitor trader sunt investițiile în cunoștințe. Ulterior, deja este vorba de investiții financiare care necesită multă răbdare și perseverență. Lucrurile nu decurg mereu, spunem așa, într-o tendință ascendentă, adică spunem că e vorba numai despre profituri și în continuu profit și fai tot e frumos și roz. Nu, sunt momente în care mai facem greșeli, sunt momente în care mai avem și careva tranzacții mai puțin profitabile, dar asta trebuie doar să ne motiveze și să mergem înainte, că numai așa poți ajunge la succes, fiindcă încă n-am auzit istorie de succes în care să spui că a fost totul roz, perfect și numai în ascensiune.